Ia să vedem ce se mai întâmplă. Da, salutare tuturor. Eu sunt Excelent și am intrat pe Dobbycraft. M-am întors din vacanță, m-am broznat puțin ce-i drept. Și nu știu ce naiba se întâmplă aici, efectiv. Așa am lăsat eu insula asta înainte să intru ultima dată. Ce-i haosul ăsta? Găinile astea sunt atât de enervante. Oh my god, deci mă enervează atât de rău sunetul ăsta. Ce naiba, pisica asta? Pisica neagră. Pisica neagră nu era un semn de rău? Ce avem aici? Casa lui Insanity. Praf și pulbere. Ha, nu mai rezist pe insula asta. Nu mai rezist, frate, nu mai rezist pe insula asta. Pur și simplu, nimic de aici nu are sens. Așa că, oameni buni, bine v-am găsit la un nou episod de Dobbycraft. După atâta timp în care ați așteptat un nou episod din această serie, iar în episodul de astăzi ne mutăm, ne luăm șalamandrele și plecăm. Plată pentru Ice Island de la Nociv, 40 total, adică 10 pentru persoană. Pentru Ice Island, cadou Spike Lee din partea Nocivanului. Oh, mersi Nocivane, ia și aici. Diamante! Mamă, și fii atent că am un steak și ceva de diamante acum, ești nebun? Da, practic bine v-am găsit la un episod de Dobbycraft. Nu uitați să dați acolo pe butonul de like dacă mai vreți, desigur, episoade în continuare de Dobbycraft. Abonați-vă, activați clopoțelul ăla, că se supăra să l-am pe voi și o să facă ceva foarte rău. Și da, treaba asta în felul următor, oameni buni, ne mutăm, mergem pe o insulă pentru că efectiv am căzut de comun acord cu toții să ne mutăm practic cu toții pe o insulă. Adică Insanity s-a mutat, Nocif s-a mutat, Sinner s-a mutat, Zasami s-a mutat și e timpul să mă mut și eu. Numai că există o singură problemă. Toate insulițele sunt ocupate. Practic fiecare și-a luat câte o insulă și n-a mai rămas niciuna și tași din gură telefonule. Da, deci practic nu mai avem nicio insulă rămasă. Însă, domnul Nocivanu... stai, asta nu e al lui Nocivanu, nu? What? Subscribe Easy Cătălin? Cine? Ce? Subscribe Easy Ovid? What? Mă rog, în fine. Nociv, după cum le-ți observa, aici scrie insula Nocivanului, ok? Bine, nimic greșit până acum. Dar dacă mergem pe această insulă, scrie tot insula Nocivanului. Nociv și-a luat două insule. Băi, deci îmi pare rău, Nociv, dacă te uiți la clipul ăsta, get the fuck out. Deci omul și-a luat două insule, nu una, două. Și eu nu am mai avut practic nicio insulă, pentru că el și-a luat două, că așa s-a gândit el. Așa că, oficial de acum, oameni buni, țin să vă anunț cu zâmbetul pe buze că aceasta este insula... Stați-o și oficializez acest anunț. Insula Silențiosului. Parcă arată frumos. Desigur trebuie să facem și plata. Nu știu cât costă în schimb această insulă. De fapt... dacă mi-aduc aminte, am fost cu Sami când a ales și a pus prețul insulelor. Așa că tind să cred că asta e undeva pe la 35 de diamante, dacă ai 40. Sau ba nu, chiar 30. Hai să spunem 30 de diamante. Și trebuie să facem un calcul împărțit la 3, pentru că sunt 3 persoane pe care trebuie să le plătesc. Pentru că m-ar veni 30... am zis 30, da, 30 împărțit la 3, adică 10 diamante de persoană pentru fiecare membru din Dobbycraft. Așa că nu mă duce chiar așa scump insula asta. Deci 30 de diamante a costat, cred eu, dacă e cumva 35 sau 40, o să mai dau un plus. Și practic trebuie să ne mutăm, frate, că nu se mai poate. Ne punem să supraviețuim pe insula secretă din Dobbycraft, cum îmi place mie să-i zic. Ce caută găina acolo? N-am Optifine pentru că s-a mutat serverul pe 1.17.1 și practic n-avem Optifine și e foarte awkward. Și de asemenea nici shader, ce credeți? Că avem shader? No. Și nu vă speriați, oameni buni, deoarece peretele abonaților a dispărut. Dar asta nu înseamnă că nu o să mai punem abonați pe perete. Însă treaba e că nu avem un perete propriu zis în momentul de față. Așa că o să facem o chestie, o să iau bărcuța asta, o să mergem către insulă și n-am sign-uri la mine. O secundă, vă rog, sau? Am 4 sign-uri, ok, e de ajuns, pentru că punem câte 3 abonați în fiecare episod. Actually, stați să mă culc ca să nu mă prindă seara. Bun, insula e și aproape, deci merge bine. Și eu v-am spus că oamenii, adică practic noi toți am căzut de... Wow! Wow, serverul are lag, uitați-vă, am efectiv cred că 2000 ping în momentul de față. Ce e serverul ăsta? Zasami, dacă te uiți la clipul ăsta, ai niște explicații de dat.
Nu poți să ieși din barcă, efectiv. Zasami! Bun, deci insula e chiar relativ aproape față de insula normală. Deci practic ne vom muta toți pe o insulă privată, abandonată, ascunsă, secretă. Iar insula principală, eu propun și cred că și ceilalți vor fi de acord, să o facem un fel de mini-oraș cu magazine. O să fac și clasicul McDonald's, că știți că eu pe orice serie fac McDonald's, adică nici nu se mai pune problema de ceva de genul. Și să nu vă speriați, n-am uitat de peretele abonaților. Chiar acum vom pune cei 3 abonați ai episodului. Dacă vrei să apărești tu pe peretele abonaților, lasă un comentariu interesant, lasă un like și poate vei avea noroc. Însă o să fie ceva mai special cu acești 3 abonați, pentru că acești 3 abonați care au fost selectați vor rămâne efectiv în istoria canalului, deoarece vor fi singurii 3 abonați care nu vor fi puși pe un perete, ci vor fi puși, uite, chiar aici. Nu, de fapt nu aici. Chiar aici. De fapt nu, nici aici. Aici, frate, uite, sunt fix 3 blocuri și ar trebui să vă simțiți special, da? Pentru că efectiv nu o să mai pun pe nimeni pe gres, o să pun doar pe perete, dar voi veți fi singurii. Primul este Marian Botezatul, care ne spune respect, vreau pe peretele abonaților și un emoji și ada. Ok, Marian Botezatul, nu știu ce vrei să spui prin ada, dar eu... Iarăși e lag. Oh my god, ce server la 2 lei. Uite-te și tu. Băi, Sami, te rog, spune că te uiți la clipul ăsta. Te rog, ajută-mă. Doamne, deci nu mă lasă. Bun, ok, să sperăm că... No, prea jos. Oh my god, nu știu să pun un sign. Ok, Marian Botezatu. Bun. Al doilea comentariu vine de la Cristian Dobre, care ne spune respect, frate. Clasicul comentariu cu respect. Adică nu e de parcă sunt vreo 100 de comentarii mereu când postez un clip instant. 100 de comentarii cu respect, bă, toată lumea mă respectă. Sincer, și eu vă respect, adică, na, mă bucur că și voi mă respectați. Iar al treilea, Dijana YouTube, care ne spune respect și rip casa lui Silent. Deci mi-a adus aminte de casa care practic a fost, dar acum nu mai este. Ok, Dijana YT. Bam! Ok, aceștia sunt cei 3 abonați și actually ar trebui să fac un fel de terraforming pe aici. Așa că o să mă duc, oricum trebuie să mă toată și am dramaua, toate chesturile de acolo. Așa că o să mă duc să iau lopată. Și acum că stau să mă gândesc că să trească să muși ferma și oile. Dar chiar ce mai fac oile? Ia uitați-le, mamă, ce s-au mulțit, ești nebun? Mă rog, eu le-am mulțit de câteva ori. Acum, na, puteam să le mulțesc de mult mai multe ori în astea 2 săptămâni când am mai pus Topicraft. Cred că mă urăți efectiv din tot sufletul când am mai pus seria asta. Dar, salamandrele mele, ce mai faceți, mamă, ce dormi erau de ele? Stai, vreau să le văd, te rog, măcar una din ele. Hai să vreau... Ce drăguțe, ia și asta. Mamă, băi, ce dormirea de ele. Băi, actually, am name tag sau n-am name tag? Îmi amintesc că am obținut un name tag în într-un episod. Da, sigur am un name tag. Unde e name tag-ul ăla? Saolo, nu-mi spune că nu-l mai găsiți fix acum. Ok, lasă name tag-ul, am nevoie de o lopată. Uite-l, 2 name tag-uri. Oh, GG. Dar cred că o să lăsăm chestia asta pe un alt episod, dacă știi ce zic, adică o să punem numele la salamandre mai târziu, ok? Bun, eu căutam astea 2 lopeți, pentru că oficial începem supraviețuirea pe insula mea privată de pe Topicraft. Așa că lăsați acolo un mare like și hai să vedem dacă reușim să supraviețuim, dacă reușim să conviețuim aici, să fim bine-s rău. O să începem și casa. Băi, știți că v-am lăsat 2 săptămâni să credeți că, bă, lucrez la o casă, dar n-am făcut nimic, frate, efectiv mi-a fost mult prea lene. Dar noroc că s-a evit chestia asta cu insula, pentru că practic, uite-te și tu ce e acolo. Eu n-aveam niciun chef să spar toate alea, să fac din nou podeaua și chestiile. Plus că le făceam degeaba, pentru că toată lumea s-a mutat pe o insulă. Trebuie să fiu și eu cool până la urmă. Bun, hai să mai punem niște dărp aici ca să facem un fel de model, să zic așa. You know, ok, pune și așa. Ok, nice. Bun, legat de salamandre, cred că în episodul următor o să le pun name tag și o să le țin într-un acvariu, frate, pentru că dacă le pun name tag, nu se despaunează, mă rog, cred că și... Wait, ce-a fost asta? Cred că cineva și-a luat membru pe filmare. Ok, m-am speriat puțin. Da, deci, cred că și dacă n-au name tag, tot nu se despaunează, dar nu aș vrea să mă risc.
Păi ce mă, și-a pus Dogivanu Barbașanu Sugar Cane și nu-mi pun și eu? Firar să fie de treabă, ia uite că-mi pun și-l și cresc eu, că așa vreau eu să fie. Ia uite, ce mă, eu n-am Sugar Cane, doar Dogivanu să aibă, ia uite cât Sugar Cane are acolo. Băi, pe cum adică mă, și eu am Sugar Cane, ia, mă enervez și pun și aici, fii atent. Că fac cea mai mare fermă de Sugar Cane din România. Mă rog, cred că la un moment dat o să-l sparg și o să fac altundeva mai uniform. Dar mă rog, acum m-am enervat eu care Dogivanu mult Sugar Cane și n-am și eu. Că na, eu sunt o persoană mai geloasă așa de fel. Bun, hai că arată bine. De fapt, nu arată chiar așa încântător, dar sunteți obligați să spuneți că arată bine, pentru că altfel ne supărăm. Oh, era cât pe aici să uit. Mai bine era dacă uitam, dar mă rog. Trebuie să dăm cele 10 diamante, așa că o să mai fac două chesturi. Ok, ok, ok. Mama, am foarte multe gunoaie în inventar. Absolut oribil ceea ce se întâmplă aici. Uite, mamă, ce m-am speriat, ce-i drept. De aceea zombie, măi zombiule, stai cu minte, netremnicule. Ok, o să arunc niște gunoaie în apă. Mamă, cât de dubios arată. Băi, atât de jegoasă zona asta la propriu, băi. Știți ce e o zonă jegoasă? Ei bine, în caz că nu știați, așa arată o zonă. Unde e lemnul, frate? Am avut și o dată în viață mult lemn, oameni mult mai. Țineți bine, uite-l. Semne, n-am semne, normal că trebuie să-mi procur eu singur niște sign-uri. Și da, o să folosesc chestia asta pentru că mi-e lene să le fac. Bun, acum hai să mergem să lăsăm darul cum ar veni. Adică cele 10 diamante pe cap de locuitor. Zăsami mai locuiește la adresa asta? Proprietatea lui Zăsami s-a mutat pe insula privată. Nici nu mă așteptam altceva, sincer. Însă totuși a lăsat toate astea aici, inclusiv oile. Mă rog, nu prea avea cum să le mute așa repede, dar da. Hai pe insula lui Zăsami. Dacă aș putea să o găsesc. Ia, ce stăm aici? Ia să vedem. Omule, Sina Residence. Ia, uite-l, mamă, iarăși merge serverul. Ah, gata. Ia, uite-l, mă, Sina Residence. Ce, mă, s-a mutat Sina aici? Ia, uite-l, bă, ce sărac. Și a pus și el două, trei lucruri aici că s-a mutat. Deci asta e insula lui Sina, pe bune? Wow, am o insulă mult mai șmecheră decât Sina. Sina, dacă te uiți la clipul ăsta, bro, ce jegul ăsta de insulă. Mă rog, acum, na, poate asta a prins și el acum, na. Eu am avut dreptul să o iau pe aia, că Dogivanu și-a luat două, pe bunici, și asta unde se crede? Mă rog, între timp, oameni buni, Zăsami și-a construit palat sau ceva, nu știu. Adică, de fapt, nu e, ăsta era subacvatic el, adică e generat de Minecraft, dar omul și-a trăit ultimele două săptămâni în Minecraft. Adică, ce naiba s-a întâmplat aici? Cât a stat, mă, să facă chestia asta? Deci chiar mă întreb cât a stat. Mă rog, nu o să intru că poate îi dau vreun spoiler sau ceva. Da, wow. Wow. Voi vreți să fac chestii de genul pe Topicraft? Băi, voi chiar vreți să fac chestii de genul? Sper că nu, sper că n-aveți așteptări de genul de la mine. Wow. Ia vezi și insula are Zăsami. Ia, insula privată în proprietatea lui Zăsami. Bă, nu mai spune. Omul, dar și-a luat. Și-a luat omul meu, cred că asta e mai mare decât insula noastră principală. Nu mai zic nimic acum. Aia, s-a haladit omul. Bun, hai că o să-i las și eu un cadou aici micuț. Sper să-l observe, dacă nu-l observă și mai bine. O să-i las 10 diamond, pentru că să spunem că e 30-30 împărțit la 30. Bun, hai să spunem și aici. Practic, silențiosul și-a cumpărat mare insuliță. 30 preț, 100 per pers. Hai că am mai scris și eu, nu am loc să scriu. Cum aș putea eu să scriu mai bine? I-a scris silențiosul și a cumpărat insulă, 30 de diamante. Egal 10 pe persoană. Practic, Doamne ajută. Practic, hai să lăsăm și lui Sinner, practic, îl lăsăm aici la Sinner Residence. Bam, 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 bam. Aolo, n-am dat copy-paste la text. Ta, cum am scris silențiosul și a cumpărat insulă, 30 de diamante, egal 10 per persoană. Pot să copiez asta? Nu pot să copiez pentru că Minecraft. Ok, bun. Ia, ia zi salamandra lui tati, îți place aici la Sinner? Ia, oare la Goldie place? Mă rog, încă nu le-a dat nume. Nu știu cum o să le cheme. Sau cum o să îi cheme. Cred că sunt fete mai degrabă. Da, ia uite-le, mamă, ce stau ele. Bă, alo, alo.
Bun, acum hai să lăsăm un Nocivanu. Prietenul meu, Nocivanu. Ia uite-l pe fratipiu. Insula Nocivanului. Ia uite cum și-a făcut el aici insula. Bă, chiar și-a făcut-o frumos, trebuie să recunosc. Voi să las și eu aici un cadou practic silențios. Hai că știți deja povestea. Deși nu cred că insula aia era 30 de diamante niciodată. Dar hai să zicem că sunt eu mai de treabă astăzi. Deci cred că mi-am cam mirosit 30 de diamante așa pe nimic. Bun. Acum, hai să facem și noi ceva practic. Să punem și noi acolo un chest pe ea, ca să nu spuneți că n-am făcut nimic. Holy fuck, mob era să mor 2 Enderman pe insula mea. Bă, ce se întâmplă? 15 miliarde de păianjen. Ok, asta... asta mă înspăimântă grav. Adică ce naiba. Bă, frate, de unde au apărut gen... what? Enderman, stai acolo, calmează-te. Hai, actually, poți să-l bat din apă, e destul de convenabil pentru că nu poți să intre. Haha, uite de la el. Nu poți să... oh my god, păi angelul ăsta. What? S-a urcat în barcă. Ce naiba, uitați-vă la ei. Doi Enderman în barcă, lol. Mamă, cred că chestia asta actually e destul de rară, așa că fiți atenți. O să-i las aici, cred că n-are cum, n-au cum să iasă, nu? Ok, o să-i las acolo. Bun, voiam să pun niște lanterne de astea nebune. Oh my god, plecați de pe insula mea, e proprietate privată, nu știi să citești. Oh my god, asta să nu-mi bubuie, că am încurcat-o dacă a bubuit ăsta. Bam, lovitura de grație. Bun, hai să punem acum niște lanterne de astea nebune, ca să facem și aici lumină, să nu se mai spawneze monstruozități din acestea. Bam, 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 bam și bam. Și asemenea, bam, ok, arată interesant. Endermenii ăștia chiar arată amuzant, sincer. Și cred că, băi, destul de rar să pui 2 endermeni într-o barcă. Așa că am un sunt sar aici. Așa că o să-i las acolo. Și hai să mai butăm niște chesturi. Oh my god, n-am niciun chef. Mă rog, momentan o să pun craftingurile astea. Punem și bam, bam, bam. Punem și chestul ăsta. Ne lăsăm Chandra Mau, cum s-ar spune. Și oameni buni, cam atât și cu acest episod de mutare pe Topicraft. Ne-am mutat pe insula noastră privată. Urmează să facem lucruri super epice. Așa că zdrobiți butonul de like. Ne vedem data viitoare în... ne vedem data viitoare, nu știu dacă ați înțeles ceva din acest outro. Cu un nou episod. Eu am fost Excelent, pa, pa.